Pompierii au fost alertați miercuri dimineața de producerea unui incendiu în comuna Bereștea Slău pe proprietatea unui bărbat de 67 de ani. La sosirea pompierilor militari la fața locului s-a constatat că în urma incendiului nu au rezultat victime. Incendiul se manifesta la o construcție de tipul parter plus mansardă cu pereții din lemn, la o moară cu un singur nivel pentru uz personal și la un adăpost de animale, în podul căruia erau depozitate plante furajere. Imobilele afectate erau construite unul în prelungirea celuilalt și aveau o suprafață totală de aproximativ 500 de metri pătrați. A transmis locotenentul Andrei Grecu, purtătorul de cuvânt al ISU Bacău. Intervenția pompierilor a fost îngreunată de rafalele de vânt puternice, însă au reușit să salveze o casă de locuit și un adăpost de animale aflate în aceeași curte cu imobilele cuprinse de incendiu. Totodată a fost salvată și o casă de locuit dintr-o gospodărie vecină aflată la o distanță de circa 50 de metri de incendiu. Pompierii spun că focul a izbucnit cel mai probabil din cauza unui coș de fum deteriorat la o sobă cu acumulare de căldură amplasată într-una din încăperile de la mansarda construcției afectate de incendiu.